Regele Lear de Charles și Mary Lamb. Lear, regele Britaniei, avea trei fiice. Goneril, soția ducelui de Albany, Regan, soția ducelui de Cornwall și Cordelia, o tânără fecioară a cărei iubire era căutată atât de regele Franței, cât și de ducele de Burgundia, care pentru acest temei își petrecea timpul la curtea regelui Lear. Împovărat de ani și de necazurile stăpânirii, bătrânul rege, în vârstă de peste 80 de ani, hotărâ să nu mai ia parte la treburile statului, ci să încredințeze cârmuirea unor mâini mai puternice și mai tinere, ca să se poată pregăti și el pentru moartea ce avea să vină nu peste multă vreme. Cu acest gând, le chemă la el pe cele trei fiice, dorind să afle chiar din gura lor care îl iubește mai mult, spre a le putea împărți regatul după cum meritau, potrivit cu iubirea fiecăreia. Goneril, fiica mai mare, spuse că își iubește tatăl mai presus decât pot arăta cuvintele, că este mai scump decât lumina ochilor, mai drag decât viața și libertatea. Și însă îi lău o mulțime de alte asemenea mărturisiri care se fac ușor că nu există dragoste adevărată, fiind nevoie pentru ele doar de câteva vorbe frumoase, rostite avântat. Încântat să audă chiar din gura ei asemenea încredințări de iubire și crezând cu tărie că în spatele lor se află inima fetei, sub imboldul dragostei părintești, regele îi dărui ei și soțului ei a treia parte din regat. Apoi, chemându-o la el pe fiica mijlocie, o întrebă ce are de spus. Regan, a cărei inimă era la fel de pustie ca a surorii mai mari, nu se lăsă cu nimic mai prejos în încredințările ei. Ba zise că vorbele rostite de sora ei nu puteau nici de cum înfățișa iubirea pe care ea însă și-o poartă măriei sale. O iubire atât de mare că toate celelalte bucurii se par moarte alături de fericirea pe care o află în dragostea pentru scumpul ei rege și tată. Lear binecuvântă soarta care îi dăruise copii atât de iubitori precum îi socotea și după alesele mărturii de supunere ale fiicei mijlocii, nu putu să nu le ofere lui Regan și soțului ei altă treime din regat, tot atât de întinsă ca și partea dăruită mai înainte Gonerilei. Întorcându-se apoi către mezina Cordelia, căreia îi zicea bucuria ochilor săi, Lear o întrebă ce are de zis, crezând fără îndoială că îi va încânta urechile cu aceleași iubitoare cuvinte rostite de surorile ei, ba chiar că vorbele ei vor fi mai aprinse decât ale lor, de vreme ce ea fusese fiica lui mai îndrăgită, mai aproape de inima lui decât celelalte două. Însă Cordelia, dezgustată de lingușelile surorilor, știind ce prăpastie se află între inima lor și cuvintele rostite, și văzând că toate spusele lor măgulitoare nu urmăreau altceva decât să-i smulgă prin lingușel domeniile spre a-i putea domni împreună cu bărbații lor, încă în timpul vieții lui Lear, nu spuse alta decât că o iubește pe maestatea sa precum îi cere datoria, nici mai mult, nici mai puțin. Supărat de ceea ce îi se părea neașteptată lipsă de recunoștință din partea fetei celei mai dragi, regele o rugă să cumpănească bine cuvintele și să-și îndrepte spusele, ca să nu-și alunge singură norocul. Atunci Cordelia îi spuse părintelui ei că, așa cum îi este tată, cum o crescuse și o iubise el, la fel și ea se poartă, precum se cuvine, ascultându-l, iubindu-l și ținându-l în mare cinste.
însă nu-și poate sili gura să rostească vorbe atât de mari ca acelea spuse de surorile ei, nici să promită că nu o să mai iubească pe nimeni altul în lume. De ce au oare surorile ei soți, dacă, așa cum spun, nu cunosc altfel de dragoste decât cea părintească? Ea este sigură că dacă are să se mărite vreodată, bărbatul căruia îi va dărui mâna, îi va cere și jumătate din iubirea ei, pe lângă jumătate din îndatoririle și obligațiile pe care le are. Așa că nu se putea cununa cum făcuseră surorile, păstrându-și întreaga dragoste numai pentru tatăl lor. Cordelia, care își iubea bătrânul tată cu adevărat, poate chiar cu înflăcărarea pretinsă de surorile ei, i-ar fi mărturisit-o limpede în orice altă împrejurare, în cuvinte mai afectuoase și mai demne de o fiică, fără a mai da aceste lămuriri, care, e drept, păreau cam neplăcute. Însă, după cuvintele meșteșugit, lingușitoare ale surorilor, ea socoti că mai de folos era să iubească în tăcere. Scăpa astfel de bănuiala că dragostea ei ar fi interesată, arătând că iubește din inimă și nu cu gândul la câștig. Că mărturisirile ei erau, pe cât mai puțin lăudăroase, cu atât mai adevărate și mai sincere decât ale surorilor ei. Simplitatea spuselor ei, pe care Lir o socoti trufie, îl înfurie atât de tare pe bătrânul monarh, de altfel chiar și în vremurile lui bune, acesta se dovedise arțăgos și nesăbuit, iar senilitatea, de care nimeni nu scapă la bătrânețe, îi întuneca în așa hal mintea, încât nu putea deosebi adevărul de lingușire, nici vorbele înzorzonate de cele pornite din inimă, încât, orbit de mânie, se răzgândi și îi luă Cordeliei a treia parte ce mai rămăsese din regat, care îi fusese hărăzită, împărțind-o pe din două surorilor ei mai mari și bărbaților lor, ducii de Albany și Cornwall. Pe aceștia îi chema acum la el și, dându-le amândurora câte o coroană în prezența tuturor curtenilor, îi investi pe amândoi cu toată puterea, veniturile și cârmuirea regatului, păstrând pentru sine doar titlul de rege. Renunță la toate celelalte drepturi regale, cu condiția ca el însuși, împreună cu 100 de cavaleri slujitori, să fie găzduit pe rând, câte o lună, la cele două palate ale fiicelor sale. Această împărțire lipsită de noima a regatului, făcută cu atât de puțină minte și atât de multă patimă, îi umplu pe curtenii regelui de uimire și tristețe. Dar niciunul, nu având răzneala să se împotrivească înfierbântatului rege și mâniei sale, afară de contele Kent, care încerca să pună o vorbă bună pentru Cordelia, când pătimașul Lirei porunci, amenințându-l cu moartea, să înceteze. Dar bunul Kent nu se dădu bătut atât de ușor. Îi fusese totdeauna credincios lui Lir, pe care îl cinstea ca pe un rege, îl iubea ca pe un tată, îl urma ca pe un stăpân și nu-și socotise niciodată viața vrednică de altceva decât de a fi un pion în lupta împotriva dușmanilor înaltului său domn. Nici nu se temuse de moarte când trebuise ocrotită viața lui Lir. Nici acum, când Lir se arăta a fi propriul său dușman, acest credincios slujitor al regelui nu-și uită principiile, ci se ridică bărbătește împotriva lui Lir pentru a-i face un bine. Și dacă se purtă fără mănuși, o făcu doar pentru că Lir își pierduse capul. Pe vremuri fusese cel mai de credință sfetnic al regelui și acum îl rugă stăruitor să deschidă bine ochii, să vadă, cum făcuse în multe alte prilejuri de seamă, adevărul, să-i urmeze sfatul și să îndrepte cu gând bun descustătoarea nedreptate. Era gata să-și pună viața chezășie, că iubirea fiicei mezine a lui Lir nu e mai prejos decât a celorlalte și că oamenii care nu spun vorbe goale
nu sunt nici de cum lipsiți de inimă. Când puterea se închină în fața lingușelii, onoarea trebuie să folosească un limbaj simplu. Cât despre amenințările lui Lir, ce putea să-i facă aceluia care își închinase de mult viața slujirii lui? Nimic nu-l putea împiedica de la datoria de a spune pe șleau ce gândește. Onesta libertate de a vorbi sincer pe care și-o lua bunul conte de Kent nu făcu decât să stârnească și mai mult mânia regelui, care, asemenea unui bolnav de turbare, își omoară medicul și se lasă de bunăvoie pradă bolii necruțătoare. Îl alungă pe credinciosul lui servitor, dându-i numai 5 zile ca să se pregătească de plecare. Dacă în a 6-a zi făptura lui blestemată avea să se mai afle în regatul britanic, va fi ucis chiar în clipa găsirii. Kent își lua rămas bun de la rege, spunând că dacă așa înțelegea să se poarte, adevărat surghiun ar însemna să rămână pe loc și, înainte de a pleca, o încredință pază zeilor pe Cordelia, fecioara care avea cugetul atât de curat și vorbise atât de sfios, dorind ca frumoasele cuvinte ale surorilor ei să fie adeverite prin fapte de iubire. Apoi plecă, după cum spunea, să-și potrivească bătrânul lui Buiestru la noi meleaguri. După aceea fură chemați regele Franței și ducele de Burgundia să ia cunoștință despre hotărârea lui Lir cu privire la Mezină și să spună dacă au de gând să-i mai facă dreptate Cordeliei, așa că pierduse bunăvoința tatălui ei și nu mai avea nicio altă avere decât propria persoană. Ducele de Burgundia refuză partida și nu mai dori să o ia de nevastă în asemenea împrejurări. Dar regele Franței, pricepând în ce stătea vina care o făcuse să piardă iubirea lui Lir, știind că fusese doar sfia la vorbirii ei și faptul că nu putuse să-și silească inima să pronunțe vorbe goale asemenea surorilor, o luă de mână pe tânăra fecioară și, zicând că virtuțile ei sunt o zestre mai vrednică decât regatul, îi ceru Cordeliei să-și ia rămas bun de la surori și de la tatăl ei, deși acesta fusese nedrept cu ea, și să plece cu el spre a fi lui regină și frumoasei Franțe, domnind peste pământuri mai bogate decât ale surorilor ei. Iar pe ducele de Burgundia îl porecli suflet de apă chioară, pentru că iubirea lui pentru tânăra fecioară se scursese într-o clipă ca apa. Atunci Cordelia își lua rămas bun cu lacrimi în ochi de la surorile ei, implorându-le să-l iubească pe tatăl lor și să se arate vrednice de făgăduielile făcute. Ele răspunseră ursuze să nu le dea sfaturi, căci își cunosc datoria, ci să se străduie să-și mulțumească soțul, care o ia, cum ziceau ele în bajocură, ca pe o poamă a soartei. Și grea fu inima Cordeliei la plecare, căci viclenia surorilor sale îi era bine cunoscută și mult ar mai fi vrut să-și lase tatăl în mâini mai bune decât acelea în care îl părăsea. De-abia plecase Cordelia, că firea îndrăcită a surorilor ei și începu să se arate în lumina ei adevărată. Chiar înainte de sfârșitul primei luni, pe care Lir, potrivit înțelegerii, trebuia să o petreacă la fica mai mare, Goneril, bătrânul rege a avut prilejul să afle câtă deosebire există între promisiuni și împliniri. Acea nemernică, după ce obținuse de la tatăl ei tot ce-i putuse el da, renunțând pentru ea chiar și la coroana de pe cap, începu să poarte pică până și ultimelor rămășițe de demnitate, păstrate de Lir, ca să lege în închipuire gândul că încă mai e rege. Ea n-avea ochi să-și vadă nici tatăl, nici pe cei 100 de cavalerii ai săi. De fiecare dată când îi întâlnea, îi se întuneca fruntea. Iar dacă bătrânul dorea să-i vorbească, se prefăcea bolnavă sau născocea altceva asemănător pentru a nu trebui să dea cu ochii de el,
fiind limpede că, după cum socotea, bătrânețea lui nu era decât o povară nefolositoare, iar însoțitorii lui însemnau cheltuială de prisos. Nu numai că ea însă își făcea cu tot mai puțină tragere de inimă datoria față de rege, dar urmându-i exemplul, servitorii își arătau pe față nepăsarea, fie refuzând să-i asculte poruncile, fie prefăcându-se cu și mai mult dispreț că nici nu le aud. Lir nu a avut cum să nu-și dea seama de această schimbare din purtarea fiicei sale, dar închise ochii cât timp îi fu cu putință, căci, cum se întâmplă de obicei, oamenii nu sunt înclinați să creadă în urmările neplăcute ale propriei lor greșeli și îndărădnicii. Adevărata dragoste și credința nu pot fi alungate de dușmănie mai spornic decât domolește buna purtare, prefăcătoria și lipsa de suflet. Acest lucru se dovedi în povestea bunului conte de Kent, care, deși surghiunit de lir și plătind cu viața vina de a fi găsit în Bretania, hotărâse să rămână și să îndure toate urmările cutezanței sale câtă vreme mai exista o posibilitate de a-i fi de folos stăpânului său, regele. Iată la ce biete vicleșugul și prefăcătorii este nevoită uneori să se plece sărmana statornicie, fără ca acestea să însemne lucru josnic sau nevrednicie, de vreme ce ea poate face astfel un bine acolo unde o îndeamnă datoria. Travestit în hainele unui servitor, renunțând la orice măreție și strălucire, bunul conte își oferi regelui serviciile, iar Lir, neștiind că sub aceste haine se ascunde Kent, dar cucerit de o anumită simplitate sau mai degrabă de răspunsurile date pe șleau de conte, atât de deosebit de lingușeala mieroasă, uleioasă, de care pe bună dreptate era sătul până în gât, văzând cum fiicele lui nu-și potriveau fapta cu vorba, încheie repede învoiala cu Kent și fu primit în serviciul lui sub numele de Caius, cum zisese că-l cheamă, fără umbră de bănuială că e sfetnicul de odinioară, înaltul și puternicul conte de Kent. Acest Caius găsi repede mijloacele prin care să-și arate devotamentul și iubirea pentru stăpânul său, regele. Cum în aceeași zi majordomului Goneril se purtă necuvincios cu Lir, privindu-l și vorbindu-i urât, după cum fără îndoială îi ceruse în taină stăpână, Caius, nesuferind să-i se aducă majestății sale o astfel de ocară, fățișă, nu mai stătu pe gânduri și, punându-i piedică, o făcu pe bătrâna slugă să se prăvălească în șanț, pentru care prietenească faptă Lir se simți și mai legat de el. Însă Kent nu era singurul prieten pe care îl mai avea Lir. În felul lui și pe cât își puteau arăta iubirea un personaj atât de neînsemnat, bietul smintit sau măscărici al palatului, pe când Lir mai avea un palat, fiind pe vremea aceea obiceiul ca regii și alte persoane de vază să țină un nebun, cum mi se spunea, ca să-l înveselească după treburile însemnate, acest biet măscărici rămase în preajma lui Lir și după ce acesta își dăruise coroana și cu vorbele lui pline de duh, îl mai înveselea pe rege, deși nu se putea stăpâni uneori să nu-și ia în zeflemea stăpânul pentru nesocotința de a se fi descoronat singur și de a fi dăruit fiicelor lui tot ce avea. În vremea asta, după cum arăta el în rime, fetele sale tare plâng de bucurie, iar eu îmi cânt tristețea că un rege cu nebunie șalină bătrânețea. Și în astfel de cuvinte usturătoare și cămpede cântec, din care știa destule, acest hâtru și cinstit bufon își vărsa necazul inimii chiar și în prezența lui Goneril, plăsmuind o mulțime de glume amare și împunsături care tăiau în carne vie. Îl asemuia de pildă pe rege cu o brumăriță de pădure care hrănește puii de cuc până cresc destul de mari ca, drept răsplată, să-i ciugulească ochii.
și mai spunea că și un măgar își dă seama când căruța trage pe cal. Cu alte cuvinte, fiicele lui Lir, care s-ar cădea să-l urmeze ascultătoare, se țin acum mai presus de el. Și că Lir nu mai e Lir, ci umbra lui Lir. Din pricina acestor cuvinte, Slobode fusese de câteva ori amenințat cu biciuire. Răceala și lipsa de respect pe care începuse Lir să le observe n-au fost singurele necazuri suferite de naivul și iubitorul tată din partea nevrednice lui fiice. Nu trecu mult și ea îi spuse pe șleau că atâta vreme cât stăruie să păstreze suita de 100 de cavaleri pe lângă el, nu-i mai convine să-l găzduiască la castelul ei, că alaiul lui e nefolositor și costă prea scump, nefiind bun la altceva decât să-i umple curtea de larmă și de zarva petrecerilor, drept care îl rugă să scadă numărul cavalerilor și să nu mai țină în preajmă decât bătrâni de seama lui, care erau mai potriviți. La început, Lir nu vru să dea crezare ochilor și urechilor că tocmai fiica lui îi vorbea atât de aspru. Nu-i venea să creadă că tocmai aceea care primise de la el o coroană caută să-i înjumătățească suita și pismuiește respectul ce-i se cuvenea, potrivit însăși vârstei lui. Cum însă și ea stărui în necuvincioasa ei pretenție, mânia bătrânului se stârni în asemenea măsură încât o făcu uliu de suferit și zise că minte, ceea ce de altfel era adevărat, căci cei 100 de cavaleri erau oameni aleși pe sprânceană pentru purtarea și manierele lor alese, care își împlineau cu pricepere toate îndatoririle și nu îndrăgeau, cum spusese ea, scandalul și benchetuiala. Așadar, ceru să îi se pună șeile pe cai, căci avea să plece împreună cu cei 100 de cavaleri la Regan, cealaltă fiica lui, și vorbi fiicei lui de necuviința care, spunea el, e un diavol cu inimă de piatră, iar când se întruchipează într-un copil, e mai hidoasă decât balaurul mărilor. Și o blestemă pe Goneril în cuvinte înfricoșătoare pentru urechea omenească, urându-i să nu aibă niciodată vreun copil sau, dacă va avea, să crească mare numai pentru a-i arata același dispreț și ură pe care i-o poartă ea acum lui. Să simtă că un copil nerecunoscător e ceva mai dureros decât mușcătura înveninată a șarpelui. Iar când soțul Gonerilei, ducele de Albany, încercă să se dezvinovățească pentru rolul ce ar fi crezut Lir că l-are în această nerecunoștință, Lir nu voi să-l asculte, ci porunci mânios să se înșeueze caii și plecă împreună cu tovarișii săi înspre castelul celelalte fiice, Regan. Lir cugetă în sinea lui cât de neînsemnată părea acum vina Cordiliei, dacă fusese într-adevăr o vină, pe lângă purtarea surorii ei, și plânse și fu rușine că o ființă ca Goneril avea asupra bărbăției lui puterea de a-l face să verse lacrimi. Regan și soțul ei își țineau curtea în mare pompă și strălucire în castelul lor, iar Lir își trimise slujitorul, pe Caius, cu scrisori către fiică sa ca să se pregătească pentru a-l primi pe el și suita lui, care urmau mesagerului. Se pare însă că Goneril o luase înainte, trimițându-i și ea scrisorul lui Regan, prin care își învinuia tatăl de îndărădnicie și usurzenie și își sfătuia sora să nu primească o suită atât de numeroasă ca aceea pe care o aducea Lir cu el. Mesagerul ei sosi odată cu Caius, cu care se întâlni și cine credeți că era, dacă nu, vechiul lui dușman, majordomul, pe care odinioară îl dăduse de-a berbeleacul din pricina purtării necuvincioase față de rege. Cum nu-i plăcea mutra individului și bănuia cam de ce venise, Caius începu să-l insulte și îl provocă la luptă, iar când acesta refuză, cuprins de îndreptățită mânie, Caius îl bătu măr după cum merita un asemenea făcător de rele și purtător de răvașe ticăloase. Îndată ce Regan și soțul ei aflară despre cele petrecute, porunciră slujitorilor să-l pună pe Caius în butuci, deși era trimisul tatălui lor, regele, și ca urmare s-ar fi cerut să fie tratat cu cel mai mare respect.
Așa se face că primul lucru pe care îl văzu Lir, intrând în castel, fu credinciosul său slujitor Caius, țintuit locului într-o atât de umilitoare stare. Acesta fu numai primul semn rău prevestitor al primirii ce avea să-i se facă, dar fu urmat de unul și mai rău, când, întrebând de fica și ginerele lui, i se spuse că erau amândoi obosiți în urma unei călătorii care ținuse toată noaptea și nu-l puteau întâmpina. Iar când în cele din urmă, după ce stărui mânios și cu tărie să-i vadă, sosit pentru a-i saluta, pe cine văzu Lir însoțindu-i, de nu pe nevrednica Goneril, care sosise să istorisească ea însăși faptele și pentru a-și asmuți sora împotriva regescului ei tată. Bătrânul Lir fu mâhnit peste măsură de această priveliște, mai ales când văzu că Regan o ia pe sora ei de mână. O întrebă pe Goneril dacă nu este rușine să dea ochii cu barba lui albă. Iar Regan îl sfătui să se întoarcă acasă la Goneril și să trăiască la ea în pace, dând drumul la jumătate din însoțitorii săi și cerându-lui Goneril iertare. Asta pentru că, fiind bătrân și lipsit de bună judecată, trebuie să fie sfătuit și îndrumat de oameni care au mai multă minte decât el. Dar Lir le arătă ce mare rușine ar fi să îngenuncheze și să cerșească mâncare și îmbrăcăminte de la propria ei fică și aduse și alte temeiuri împotriva unei înjosiri atât de nefirești, anunțându-și nestrămutata hotărâre de a nu se mai întoarce niciodată la ea și de a rămâne acolo unde se află, la Regan, cu cei 100 de cavaleri ai săi. Fără îndoială, zise el, Regan nu uitase că primise de la el o jumătate din regat, iar ochii ei nu sunt cruzi ca ai Gonerilei, ci blânzi și buni. Și mai spuse că, decât să se întoarcă la Goneril, lipsit de jumătate din suita lui, preferă să plece în Franța și să ceară o rentă amărâtă regelui de acolo, care o luase de soție pe fica lui Mezină, fără nicio zestre. Greșea însă, așteptându-se de la Regan la o purtare mai bună decât acea îndurată din partea surorii ei Goneril. Dorind parcă să-și întreacă sora în nerecunoștință, Regan spuse că, după părerea ei, 50 de cavaleri care să-și slujească erau prea mulți și 25 ar fi de ajuns. Atunci Lir, cu inima zdrobită, se întoarse către Goneril și spuse că se va înapoia la ea, fiindcă 50 de cavaleri cât făgăduia ea erau de 2 ori 25, deci iubirea ei era îndoită față de cea lui Regan. Dar Goneril își ceru iertare și îl întrebă, la ce ai avea nevoie de 25 sau de 10 ori, chiar și de 5 însoțitori, când ai putea fi servit de slugile mele sau ale surorii mele? Astfel, cele două surori haine, ca și când s-ar fi luat la întrecere una cu alta care să fie mai rea cu bătrânul lor tată, ce fusese atât de bun cu ele, se străduiră să-l lipsească încetul cu încetul de tot alaiul lui, de orice semn de cinstire, destul de împuținată și așa pentru cel care odinioară cârmuise un regat, care îi mai rămânea spre a se vedea că fusese cândva rege. Nu că ar fi neapărat nevoie să ai un alai strălucit ca să fii fericit, dar schimbarea de la rege la cerșetor e destul de a nevoie de îndurat. E greu să rămâi fără niciun slujitor după ce ai poruncit milioanelor de oameni. Și lipsa de recunoștință a fetelor sale, care îi refuzau suita, îi străpunse inima mai dureros decât gândul la ce ar putea suferi din lipsa ei, așa încât, văzându-se de 2 ori batjocorit și căindu-se că își împărțise regatul atât de necugetat, Lir începu să-și piardă mințile și, în timp ce murmură cuvinte într-o doară, jură să se răzbune împotriva acestor scorpii, în așa fel încât pilda lor să umple de groază întreaga lume. Pe când rostea aceste amenințări goale pe care brațul lui slăbit nu le-ar fi putut împlini niciodată, se lăsă noaptea și începu o năpraznică furtună cu fulgere, tunete și ploaie. Cum ficele lui rămăseseră neclintite în hotărârea de a nu-i adăposti cavalerii,
Lir porunci să se aducă caii, gata mai degrabă să înfrunte sub cerul liber urgia cea mare a furtunii, decât să stea sub același acoperiș cu nerecunoscătoarele lui fiice. Iar ele, zicând că ocările pe care nestăpânitul și le atrăgea asupra-i îi sunt pedeapsă dreaptă, îl lăsară să plece în starea în care se afla și închiseră porțile în urma lui. Vântul se dezlănțuise, tăria ploii și a furtunii creștea mereu, când bătrânul rege plecă să înfrunte stihiile mai puțin crunte decât lipsa de suflet a fiicelor sale. Pe o distanță de mai multe mile de jur împrejur nu se afla nici măcar un tufiș și, găsindu-se pe câmpia stearpă la cheremul mânioasei furtunii în bezna nopții, regele Lir trebuie să rătăcească, înfruntând vântul și tunetul. El ceru vântului să arunce pământul în mare sau să umfle talazurile până ce vor înneca uscatul, ca să nu mai rămână nici urmă din nerecunoscătorul animal numit om. Singurul tovarăș care îi rămăsese acum bătrânului rege era bufonul, mereu credincios, străduindu-se cu vorbe pline de duh să ia în râs nenorocirea, spunând că prea e ticăloasă noaptea ca să înnoți în ea și că regele ar face mai bine să intre în casă și să ceară binecuvântarea fiicelor sale. Dar cine are spirit doar un pic? Hei, câtă ploaie și cât vânt ar fi! N-o să se plângă în lume de nimic, chiar dacă potopește în fiecare zi. Se jura că noaptea e destul de furtunoasă pentru a răcori chiar și mândria unei femei. Fostul slăvit rege fu în această biată tovărășie găsit de mereu credinciosul său slujitor, bunul conte de Kent, preschimbat acum în Caius, care îl urma îndeaproape fără ca regele să bănuiască cine este și care îi spuse: "Vai, măria ta, aici erai! Nici ființele iubitoare de întuneric nu pot îndrăgi o asemenea noapte. Furtuna asta îngrozitoare a alungat toate fiarele în vizuini. Firea omului nu-i făcută să îndure atâta spaimă." Dar Lir îl dojeni, zicându-i că asemenea necazuri mărunte se pot îndura când omul suferă de o boală fără leac. Când mintea e lipsită de zbucium, are și trupul prilejul să fie firav, dar furtuna din mintea lui alunga din trup tot ce-i simțire, în afara celei care îi se zbate în inimă. Și vorbi despre nerecunoștința copiilor, spunând că e ca gura care mușcă mâna ce ridică hrana înspre ea, căci părinții pentru copii sunt mâini și hrană și toate celelalte. Dar bunul Caius, stăruind în rugămințile sale ca regele să nu rămână afară în furtună, el înduplecă în cele din urmă să intre într-un bordei părăginit ce se afla în acea pustietate, iar bufonul care intrase primul fugi afară îngrozit spunând că văzuse o stafie. Însă la o privire mai atentă, stafia se vădea nu fi decât un biet cerșetor cu mintea zdruncinată, care căutase adăpost strecurându-se în bordeiul părăsit și îl înspăimântase pe bufon mormăind ceva despre necuratul. Din acestea și alte vorbe rătăcite pe care le rosti, bunul Caius înțelese limpede că regele nu mai era în toate mințile și că purtarea haină a fetelor sale îl făcuse să înnebunească. Și de acum, devotamentul vrednicului conte Kent se dovedi prin servicii mai însemnate până atunci, căci cu ajutorul unora dintre însoțitorii rămași credincioși regelui, își dăduse stăpânul în zorii zilei la castelul Dover, unde, fiind conte, Kent avea prieteni și multă trecere. El însuși, îmbarcându-se către Franța, se grăbi să ajungă la curtea Cordiliei, unde zugrăvi în cuvinte atât de mișcătoare starea vrednică de milă în care ajunsese tatăl ei și înfățișă neomenia surorilor ei în culori așa de vii, încât buna și iubitoarea copilă îl rugă cu lacrimi în ochi pe rege, soțul ei,
să-i îngăduie să pornească către Anglia cu o armată destul de mare pentru a le putea supune pe cele fiice crude și pe soții lor și să-l înscăuneze din nou pe bătrânul rege, tatăl ei. Dorința fiindu-i împlinită, ea porni îndată și debarcă la Dover în fruntea armatei regale. Lear, care întâmplător scăpase de sub supravegherea paznicilor puși în preajma lui de bunul conte de Kent pentru a-i ocroti nebunia, fu găsit de niște oameni ai Cordiliei rătăcind pe câmpiile din apropiere de Dover, într-o stare de plâns, nebun de legat, căutând de unul singur cu voce tare, pe creștet cu o coroană împletită din paie, nuiele și din o seamă de buruieni sălbatice pe care le strânseze de prin lanurile de grâu. La sfatul medicilor, Cordelia, deși ardea de nerăbdare să-și vadă tatăl, se lăsă convinsă să amâne întâlnirea până când somnul și licoarea de ierburi pe care avea să-i o dea îl vor întrema puțin. Cu ajutorul acestor medici pricepuți, cărora Cordelia le făgăduise tot aurul și bijuteriile sale dacă îl vor pune pe picioare pe rege, Lear se simți curând destul de bine pentru a-și vedea fica. Înduioșătoare fu priveliștea întâlnirii dintre părinte și fică. Înduioșătoare priveliștea luptei ce se dădea în sufletul sărmanului rege bătrân între bucuria de a-și revedea mult iubita copilă și rușinea de a fi întâmpinat cu atâta dragoste de aceea pe care o alungase la supărare pentru o vină neînsemnată. Amândouă simțămintele luptau cu rămășițele bolii sale, care uneori îl făceau, punând stăpânire pe creierul său pe jumătate nebun, să uite unde se află sau cine îl sărută și vorbește cu atâta dragoste. Apoi ceru privitorilor să nu râdă de el de greșește crezând că doamna aceea e fica lui, Cordelia. În sfârșit, priveliștea de a-l vedea căzând în genunchi pentru a cere iertare copilei sale, iar ea, buna femeie, îngenunchind la rândul ca să-i ceară binecuvântarea în genunchi, să-i spună că nu e de demnitatea lui să stea în genunchi, ci de datoria ei să o facă, pentru că ea este copila lui, bună și adevărata lui fică, Cordelia. Și ea îl sărută, după cum spunea, ca să alunge toată răutatea surorilor ei cu sărutările sale, zicând că ar trebui să le fie rușine că l-au alungat pe bunul și bătrânul lor tată cu barba colilie afară, pe vreme vrăjmașă, când până și câinele dușmanilor ei, chiar dacă ar fi mușcat-o, tot ar fi aflat lângă locul ei un loc cald într-o noapte atât de înfiorătoare. Și-i povesti tatălui ei cum venise din Franța cu dorința de a-i sări în ajutor. Iar el îi spuse că trebuie să uite și să ierte, dar ea are fără îndoială destule temeiuri să nu-l iubească, pe când surorile ei nu au niciunul. Cordelia spuse că nu are niciun temei, ca și surorile ei. Îl vom lăsa acum pe bătrânul rege sub ocrotirea iubitoarei și respectuoase lui copile, care cu ajutorul somnului și al bucuriilor reușise în cele din urmă, împreună cu medicii ei, să-l facă pe Lear să-și recapete simțurile rătăcite și amarnic zbuciumate de cruzimea celorlalte fiice ale sale. Să ne întoarcem, deci, pentru a mai spune câteva cuvinte despre aceste ființe cu inima împietrită. Nu te puteai aștepta din partea acestor fiare nerecunoscătoare, atât de fățarnice cu tatăl lor, să se dovedească mai credincioase față de proprii lor soți. În scurtă vreme se săturară până și să se prefacă statornice datoriei și iubirii și arătară pe șleau că dragostea lor se îndreaptă acum spre altcineva. Înainte de a muri regele, bunul conte de Kent, care însoțise pașii bătrânului său stăpân de la primele necuviințe ale fiicelor sale și până la tristul soroc al căderii lui, încercă să-l facă să înțeleagă cine fusese acela care îl însoțise sub numele de Caius. Dar mintea lui Lear,
înnebunită la acea vreme de necazuri, nu putu pricepe cum vine asta. Cum puteau Kent și Caius să fie aceeași persoană? Așa încât Kent nu mai crezu de cuvință să-l tulbure cu explicații în acel greu ceas și, copleșit de bătrânețe și de durere pentru suferințele bătrânului său stăpân, îl urmă și el în mormânt.